Mănăstirea Bucium este citată documentar în 1737 cu un preot călugăr, Isaia Tempia din Mărgineni, în 1748. Locașul de cult de la Bucium este osândit flăcărilor în 1761 la ordinul generalului Bucov, când monahii, parte ai locului, parte căutând adăpost în fața vitregiei vremurilor, ard odată cu vechea biserică. În 1928, Regina Maria purcede împlinirii unui îndrăsneț și amplu proiect menit să edifice pe locul vechii mănăstiri Bucium, biserica întregirea neamului ortodox român. Însă timpurile interbelice îi răpesc sorții de izbândă. Pronia cerească se face auzită în 1953, când rugămintea credinciosului Moș Ilie, însoțit de tânăra familie Șandru, aduce binecuvântarea și aprobarea de construcție a bisericii de la Bucium, iscălită cu dragoste și harul înalt preasfinției sale, mitropolitul Bălan. De această dată însă, opresiunea regimului se răsfrânge nefast, îngrădind drumul spre zidire. Trebuind cu orice preț să se aprindă candela pe locul fostei mănăstiri, familia Ioan și Elisabeta Șandru, ajutor de nădejde ai moșului Ilie, reușesc în 1976, sub pretextul unei stupine, să improvizeze o cabană de lemn din care neîncetat să răsune psăltirea. Abilitatea securității se dovedește a fi însă eficientă, iar după un an, alte flăcări aveau să înghită jertfa acestor creștini, iar crucile înalte spre slava lui Dumnezeu, una singură, rămânând neobservată, este păstrată astăzi, la loc de cinste, în altarul de vară, vegheată de lumină. Harul și pacea duhovnicească părintelui stareț Sava, cu truda și rugăciunea obștii, sub binecuvântarea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, încurunată de dragostea credincioșilor și eforturile doamnei Șandru, au făcut astăzi ca mănăstirea Bucium să ființeze drept un izvor nesecat de pace, de tămăduire, de dragoste și credință. Astăzi, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Laurențiu Streza, mitropolit al Ardealului și arhiepiscop al Sibiului, sub atenta îndrumare și deosebita grijă a părintelui arhimandrit Visarion Ioanta, exarh al mănăstirilor, trădania viețuitorilor continuă spre zidirea unei mari case de pelerinaj, în paralel cu finisarea unei mici case de oaspeți, menite să găzduiască de pretutindeni conducători ai Sfintei Creștini. Această mănăstire, mănăstirea Bucium din Făgăraș, din munții Făgărașului, este oarecum un simbol al dramei românilor. De ce spun aceasta? Pentru că în spate, așa cum vedeți, acea cruce este ceea ce a mai rămas din vechea biserică a acestei mănăstiri, care la anul 1961 a fost arsă, distrusă de tunurile generalului Bucov, care venise atunci să deznaționalizeze românii, văzând în mănăstirile care existau în această zonă a țării și în întreaga Transilvanie, principalul obstacol în calea acestei naționalizări dorite de Imperiul Austro-Ungar în acel timp. Bineînțeles, mai apoi s-a schimbat politica austro-ungară și românii au beneficiat de anumite drepturi. Însă, spun că e un simbol al românismului, pentru că, de asemenea, în secolul trecut, în modernitate, această mănăstire, acest loc a vrut să fie un simbol al renașterii, al aducerii aminte de această suferință. În anii 1920, Casa Regală, hotărând și făcând chetă națională pentru reconstruirea acestei mănăstiri, ca simbol și comemorare a evenimentului întregirii românismului prin unire în anul 1918. Din păcate, nu s-a reușit să se realizeze acest deziderat atunci, deși, așa cum documentele care s-au mai păstrat,
mărturisesc că s-au strâns bani, fonduri, cărămidă ștanțată cu sigla mănăstirii ce vrea să se nască. Nu s-a făcut nimic în anii 30. A urmat războiul, a urmat instaurarea comunismului. Câțiva oameni din această zonă au încercat să reîntemeieze mănăstirea chiar în condițiile instaurării comunismului. Nu s-a putut atunci și abia în 1990, prin străduința unei doamne, Elisabeta Șandru, cu binecuvântarea preasfințitului Serafim Joantă din Germania, acum s-a pornit construirea acestei biserici în 1994-95, a fost gata, prin 98 a fost pictată înăuntru, acum încă se lucrează la o frumoasă pictură, mozaic, care se pune pe pereți. Cam acesta este istoria și drama acestui loc care se luptă să se nască. Obștea este destul de mică. Eu sunt un vizitator în această mănăstire. Am venit cu câțiva studenți într-o mică tabără de muncă pentru a ajuta această mănăstire. Am strâns ceva piatră de pe valea pârâului de munte care trece pe aici și sperăm să se nască mai departe, sperăm să beneficieze de grija, în primul rând, a dumneavoastră, a credincioșilor, pentru că toate lucrurile frumoase s-au născut prin jertfa, în primul rând, a credincioșilor. Și dacă ar fi și sprijinul autorităților, este un loc foarte frumos, retras, plăcut. Susurul apei e tot timpul aici, te invită la liniște, se slujește în fiecare zi liturghia, se slujesc toate celelalte slujbe și este un loc spiritual care se naște în continuare, are nevoie de obște mult mai mare, sunt doar vreo 4 frați, părinți și frați tineri, încă vreo 3-4 mai în vârstă. Cu această obște redusă, locul funcționează ca și loc de slujire și de jertfă creștină. Un cuvânt adresat sătmărenilor din partea noastră, să-și păstreze credința chiar dacă emigrează peste tot, unii dintre ei, chiar dacă iubesc, știu eu, uneori să aproape de graniță și pleacă ușor din țară. Exilul întotdeauna a fost un prilej de convertire. Omul care nu reușește să facă pașii lăuntrici ai credinței, de obicei este dus în exil. Și de multe ori, să știți, cei care au plecat dincolo în această diasporă, au descoperit acolo credința. Și așa este normal să fie. Așteptăm totuși să se întoarcă în țară și să sprijine credința aici în țară, unde trebuie să fim ca o familie creștină care se sprijină unul pe altul, fiecare credincios. Mănăstirile actualmente, de fapt, trăiesc prin jertfa dumneavoastră, a vizitatorilor, a pelerinilor și
sperăm să dăinuiască în continuare, să apară în aceste grupuri de pelerini și cei mai tineri, mult mai tineri. Ar trebui făcute numai decât pelerinaje cu tinerii de liceu, tinerii de generală, excursii cu ei, tabere cu ei, în care să li se vorbească pe îndelete credința, să li se prezinte adevărurile de credință și efectiv, așa cum am încercat și eu să fac zilele acestea, să și muncească, pentru că de multe ori credința noastră pare așa lipsită de conținut pentru că nu o punem în practică. O mică invitație la muncă, la acțiune ar da alt dinamism creștinismului nostru. Aceasta ar da, de fapt, dinamism întregului neam românesc și acest loc al dramei românismului. Deci a vrut să fie o mănăstire simbol, o mănăstire a comemorării în fiecare an a unirii principatelor, a evenimentului de la 1 decembrie 1918. Nu s-a putut datorită conjuncturilor istorice din acele timpuri. Însă rămâne dorința noastră să avem locuri de unire în credință și în istorie. Acesta trebuia să fie un asemenea loc. Sperăm că va fi într-o oarecare formă. Și este de fiecare dată când vine câte un grup de pelerini. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să ne mai întâlnim și altă dată.